Și ne-am întors, domnișoarelor și doamnelor, domnilor, al dumneavoastră HD Harman, ca întotdeauna, Sarmiza Andronic, co-hostul și partenerul meu de dialogurile lui Harman, Mario Nando Varga de la Anima News din Israel, Norica Nicolae, care se află pe telefon, și Cristian Diaconescu în studio. Continuăm dialogul și acum ne vom referi, vom continua ceea ce începusem înainte de publicitate, despre reîntoarcerea Americii în Orientul Mijlociu, despre vizita președintului Biden, de care toată lumea știe. Voi pune câteva, o succesiune de întrebări. Mario va fi cu noi încă o jumătate de oră. Mario, care a fost efectul vizitei președintului Biden în stat, în Israel? A echilibrat, a stabilizat clasa politică izraeliană după barbaria de pe 7 octombrie? Vizita lui Biden în Israel, ok, a fost binevenit, a fost un semnal bun pentru Israel și pentru relații respective. A accelerat, cum să spun eu, dacă mai era posibil, ura și deciziile Hamasului să acționeze împotriva Israelului. Interesant este că pe tot parcursul vizitei lui Biden nu au fost lansate rachete pe teritoriul israelian. În momentul în care avionul prezidențial a decolat de la Ben Gurion, au început atacurile. Atacurile împotriva cui? Israelul. Mai... Dar cum deșifrăm chestia asta? Că mi se pare foarte interesant. Cum o deșifrăm? Exact. Uite, bună întrebare. Sarmiza te întreabă. Au vrut să arate că iau grijă de domnul președinte. Adică nu vor să-l atace pe domnul președinte, că respectă prezența lui. Dar stai o clipă, că atunci când a aterizat a fost acea minciună cu curtea spitalului. Stai o clipă, că ei discutau atunci cu președintele Biden. Exact, exact. Între timp au venit alte idei. S-au reevaluat, nu? Cum se spune celebra frază. Acum, dăm voi o secundă, iar din nou apare o știre. Deci, purtător de cuvânt al armatei israeliene afirmă din nou că în cursul serii trupele terestre își vor extinde acțiunile pe teritoriul fâșiei Gaza, în nord special. Mai mult decât atât, Al Jazeera relatează că negocierile pentru eliberarea ostatelor se apropie de un final foarte surprinzător de pozitiv, pentru ca imediat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene să spună clar, îmi permit să citez, spune așa: sugerez să nu abordăm zvonurile. Aceasta este o exploatare cinică a Hamas și teroare psihologică asupra cetățenilor statului Israel. Orice informație de încredere și relevantă va fi oferită mai întâi familiilor și apoi vom informa publicul. Mai mult decât atât, conform canalului 12 a televiziunii israeliene, de acum câteva minute, responsabili israelieni nu cred deloc în această tentativă catariană și nici al Hamas cu eliberarea palestinienilor, ci doar susținând că aceștia încearcă să aburească, scuzați-mi expresia, dar asta ar fi traducerea automată, Israelul, pentru ca să nu intre în teritoriu, pe sol, în Gaza. Am înțeles. Și acum, domnule ministru, am pierdut-o pe Norica Nicolae, încercăm să facem legătura. Dacă nu reușim, îi mulțumim, sărut mâna, Norica, pentru participarea la emisiunea noastră, dacă ne auzi, dacă nu, să se știe că îi mulțumim și că o invităm întotdeauna la dialogurile lui Harman. Domnule ministru, am aici, pe lângă Hamas, mai am așa. În cazul în care Israelul intră terestru, face o invazie în Gaza. Avem așa, PMU-ul din Irak, da? PMU Katib, Hezbollahul din Irak, da? Alături de gărzile revoluționare iraniene. După aceea avem o suită, o pletoră de organizații teroriste simpatetice Hezbollah, bineînțeles finanțate de către Iran, în tot Levantul, pentru că aici discutăm de politica teroristă a Iranului în Levant. Și specificăm Iordania, Irakul, Turcia, grupurile egiptene, Pakistan, Afganistan, care până la urmă se vor folosi, așa susțin analiștii din presa occidentală, se vor folosi de răspunsul terestru al armatei izraeliene pentru a face un, să zicem așa, un fel de front comun împotriva Israelului. Spuneți-mi, domnule ministru, riscul este ca Israelul să aibă 5-7 fronturi în același timp deschise? Care este riscul la ora actuală? Deocamdată să privim spre premize. Hezbollahul înseamnă Liban.
Libanul înseamnă Hezbollah. A, faptul că Beirutul nu controlează acea zonă în care Hezbollahul își are bazele. Exact. Este un alt aspect. Doi, indiferent de persoane, discutăm strict pe tablou, cum se spune. Milițiile radicale din Siria, care mai aruncă câte o dronă spre bazele americane, nu înseamnă Bashar al-Assad și Damasc. Nu, Siria, pentru că o parte din Siria nu este în subordinea guvernului central de la sirian. Da. Statul islamic, de exemplu, paradoxul, dar mă rog, statul islamic din Siria, în acțiunile lor pur teroriste, în mod evident, a atacat șiiți pe mediile și rețelele sociale, apăreau execuții oribile, da, oribile ale șiiților. Da. Ei nu au atacat Israelul. De ce? Mă rog. Deci, din acest punct de vedere, nu poți găsi în acest moment o entitate statală arabă, care împreună cu o altă entitate statală arabă, să se poziționeze, lăsați retorica la o parte, că știți că acolo sunt două nivele de retorică de suprape și șapte de desubt. Nu există două entități statale, încă o dată o spun, care la un moment dat să reprezintă o amenințare clară și categorică în ceea ce privește Israelul. Sigur, nu pot spune ce se va întâmpla în ziua de mâine, în ziua de poi mâine. Mai ales că este o situație care evoluează. Situație fluidă. Da, fluidă, da. Iranul are în lumea arabă dușmani poate nu atât de dramatici și categorici cum este Israelul. În actele constitutive ale Iranului este trecut eliminarea de pe fața pământului. Da, în Constituția Iranului scrie clar că entitatea sionistă, adică statul Israel, trebuie șters de pe fața pământului. Dar un război prin proxy în Yemen cu Arabia Saudită are de ani buni. Dar Yemenul acum înțeleg că Houthi vor să se îndrepte spre Israel. Exact. Este un pericol. Au tras niște rachete, flota americană l-a interceptat cu semnalul că se implică. Ceea ce mi se pare însă preocupant este, iarăși, declarația politică din Iran, ministrul de externe la ONU, a spus la un moment dat că dacă se încetează focul, este posibil ca ostaticii din fâșia Gaza să fie transferați la Teheran. Deci intră în joc de o natură statală. Aici este o întrebare, repet, sper și atunci e doar retorică. Uite, unul din cei mai mari specialiști în drept internațional, Andre Martin de la Universitatea din Copenhaga, mi-a trimis următoarea, când l-am întrebat, care este, cât de departe poate merge Israelul, și la această întrebare domnul ministru nu va răspunde primul și apoi Mario Nando Varga, cât de departe poate merge legal Israelul în recuperarea ostaticilor luați de Hamas? Juristul de la Universitatea din Amsterdam îmi spune, în baza legii dreptului de autoapărare, de a stopa orice atac terorist pe teritoriul unei țări, Israelul are toate drepturile să conducă acțiuni de forță împotriva celor care au răpit de pe teritoriul israelian ostatici. Problema este că dacă vedem și luăm în considerare toate documentele Organizației Națiunilor Unite și complexitatea juridică a acestora, care chiar dacă nu sunt obligatorii în deciziile adunării generale, dar rezoluțiile Consiliului de Securitate sunt obligatorii. Da. Problema fundamentală este că teritoriul din Gaza este și astăzi echivalat, chiar după ce a fost eliberat și predat autorității palestiniene după înțelegerile de la Oslo, este văzut ca un teritoriu ocupat și ca atare Israelul, în viziunea Națiunilor Unite și a multor sprijinitori ai Hamas din Occident, Israelul are opțiuni foarte reduse. Domnule ministru, ce părere aveți? Da. Există, uite, în interiorul discuției de acum 24 de ore în Uniunea Europeană, există state care nu au fost de acord în legătură cu menționarea în comunicatul final al acestui drept de autoapărare. Deci, ca lucrurile să fie clare, din punct de vedere al dialogului internațional în acest moment, deci se discută despre retalierea Israelului absolut obligatorie, despre o componentă umanitară absolut obligatorie, fără a intra în detalii, și despre acest
drept recunoscut, nu numai în bilateral, ci și multilateral, că aici este important ca și semnal, de autoapărare al Israelului. Statele Unite nu au participat la acea reuniune summit de la Cairo, da, nu, pentru că da, nu au acceptat participanții sau o parte relevantă a lor ca în comunicatul final să apară dreptul de autoapărare a Israelului. Și atunci americanii nu s-au dus. Pentru că nu au putut impune acest. Pentru că nu au putut impune. Da. Discuțiile la Uniunea Europeană au fost în felul următor. Dreptul de la autoapărare și categoric un sprijin al Israelului consecvent, mai ales în interpretarea și evitarea acestui narativ al victimizării, da, de care vorbeam, este susținut sau a fost susținut până la nivel de miniștri de externe de Germania și Austria și oarecum nuanțat, pentru că nu e contestat de nimeni, oarecum nuanțat, de exemplu, de Spania, Irlanda, Luxemburg, da, sau Belgia, mi se pare, da, 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 da. Franța, pe de o parte, a transmis un anume mesaj Macron în vizita în regiune, pe de altă parte și-a trimis forțe Mistral în, exact, în, da, zonă. Deci acest tip de ambivalență încă este și în zona occidentală. Care, este, repet, și o ambiguitate, nu numai da, că depinde, este o depinde dacă îmi dai voie, doar o paranteză fac. Dacă te uiți în presa internațională, e foarte interesant. Presa din Occident vorbește despre acest război între Israel și Hamas și dacă te uiți în Orientul Mijlociu, vorbește despre un război între Israel și Palestina. Și atunci sigur că totul este confuz în mintea multora. Statele joacă, așa cum spunea domnul ministru mai devreme, mă rog, a lămurit domnia sa cum, da, stau lucrurile. Dar ambiguitatea asta există pe toate nivelurile astăzi. Da. Mario Nando Varga, care este părerea ta? Cât de departe poate să meargă Israelul din punct de vedere al legii internaționale pentru a-și recupera cetățenii răpiți în actul odios de pe 7 octombrie? Israelul e pus în fața acestei situații imposibile. În momentul în care, cum a făcut o mișcare, cum a pătruns, cum a atacat, acel atac, exemplu, asupra spitalului din Gaza, care practic n-a fost o acțiune israeliană, ci a fost o rachetă a jihadului trasă greșit. Și toată lumea a sărit imediat pe Israel, inclusiv țările prietene occidentale și Uniunea Europeană. Deci în situația asta Israelul trebuie să fie foarte precaut. Poate de aceea s-a tot amânat până acum intrarea, în ciuda tuturor explicațiilor de până acum, intrarea terestră. Israelul evită cât mai mult posibil victime omenești. Este dispus, este pornit să se elibereze ostaticii, dar la un moment dat cred că va fi obligat să ia în calcul și partea total negativă în care să intre în Gaza. Scenariul negru, cum mi se spune, scenariul negru. Cu orice risc. Poate ceva mai schimba, vreau să spun că astăzi, când la ONU se dezbate o rezoluție înaintată de Iordania pentru a se, care cere un armistițiu umanitar, s-a renunțat la ideea de a se cere o încetare a focului, a rămas doar armistițiu umanitar. La ONU, ambasadorul israelian la ONU și înalți reprezentanți ai armatei israeliene au prezentat organizațiilor media și tuturor surselor media de acolo filme de la atrocitățile din 7 octombrie. Este pentru prima dată când aceste imagini sunt prezentate în exterior oficial de către Israel, ziariștii fiind totalmente șocați. Dacă mă uit acum pe listă, acolo s-au aflat personalități de prim larg, din prim lang, din reprezentanți de la New York Times, Wall Street Journal, rețelele CNN, NBC, ABC, CBS. Lucru care ar putea schimba, cred eu, cel puțin poziția, deși America întotdeauna, nu e, chiar presa americană, nu e contra Israelului. Dar Israelul, efectiv, folosind un limbaj mai simplu, între cea mai mare ciocan și cea mai mare nicovală care există vreodată în istorie până acum. Da. Apropo de imagini, da, există un război imagologic extraordinar de puternic și spre deosebire de alte conflicte, aici se folosesc foarte mult imaginile cu copii. Nu există imagine în care să nu vezi copii. Știu că au circulat la un moment dat acele imagini cu copiii care scriau numele pe mână, sigur, o chestie extrem de emoționantă ca să fie recunoscuți în cazul în care se întâmplă ceva. Deci războiul ăsta merge pe plan imagologic așa cum n-am văzut de mult. Da. Și, aveți dreptate, aveți dreptate. Israel, da, a încercat cât mai puțin și
să prezinte acele imaginile care au avut tot ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, pentru a nu sensibiliza prea mult. Întotdeauna Israelul face acest lucru. Chiar când se întâmpla o perioadă a marilor atentate, nu erau prezentate imagini. Nimeni nu își rupea hainele, nimeni nu urla, nimeni nu... tot lucrul de genul acesta. Israelul încearcă să mențină respectul, în primul rând, față cei care sunt decedați, cei care sunt răpiți, față de familiile lor, și ceea ce este foarte clar și se știe, cred că sunt convins să se știe, niciodată o știre privind un deces a unui israelian sau unui membru al armatei nu este făcută public până când familia nu este anunțată. Da, este o regulă fundamentală a lumii occidentale pe care Israelul o aplică fără niciun fel de fără niciun fel de ezitare și dubiu. Deschidem un alt șantier al acestei discuții, pentru că este legată de această mare nicovală, de acest mare ciocan și de această mare nicovală. Îmi place foarte mult expresia lui Mario Nando Varga. Bun. Vorbim tot timpul, vedem sute de mii de oameni care astăzi manifestează pentru Free Palestine, pentru Palestina, pentru drepturile palestinienilor, uitând însă să manifesteze și să se exprime durerea față de morții din Israel de pe 7 octombrie. Am impresia la un moment dat că drama din atacul oribil, bestial din 7 octombrie este efectiv ascuns. Păi, și nu zice nimeni de Hamas. Acolo toată lumea vorbește despre Palestina. De Palestina, da. Este și aceasta o formulă ideologică de a confunda cele două organizații teroriste. Sigur, cu Palestina, da. Și viceversa, Hamasul folosindu-se de altfel de Palestina pentru a-și justifica acțiunile teroriste. Întrebarea mea următoare pentru invitații noștri este după cum urmează. Nu cumva, datorită focusului și atenției pe care Israelul a dat-o Cisjordaniei, a dat-o Ramalahului, domnule ministru, s-a oferit o capacitate operațională, s-a deschis un câmp operațional Hamas, nu cumva pentru că s-au temut analiștii militari și specialiștii militari ai armatei israeliene au crezut mai mult într-un atac care să vină din Cisjordania și din Liban, din Hezbollah, coordonat de Hezbollah, a oferit o oportunitate operațională Hamas? Dintre problemele care, evident, generează tensiuni, și au generat tensiuni în societatea israeliană, acum deocamdată lăsate în nelucrare, pentru că tot ce este înseamnă război. Forță, da, exact, se concentrează pe acest război, da, a apărut subiectul pe care dumneavoastră îl menționați. Da. La un moment dat, pare să că forțele militare izraeliene s-au deplasat cam 70% din zona de frontieră cu fâșia Gaza spre Cisjordania. Din punctul de vedere al situației tactice din zonă, într-adevăr, din Cisjordania, dar mai ales din malul de vest, din West Bank, apropiat de Ierusalimul de Est, pot apărea sau ar fi putut apărea probleme foarte serioase. Mahmoud Abbas are o vârstă, iar autoritatea sa, mă rog, este relativă din punct de vedere al recunoașterii. N-a avut niciodată, după moartea lui Yasser Arafat, n-a fost un lider cu adevărat, cu autoritate. Pentru că tot timpul s-a făcut comparație. S-a făcut comparație, da, din nefericire, omul nici nu poate să umple pantofii lui Yasser Arafat, creatorul terorismului palestinian. 2007, cum bine știți, a fost alungat de Hamas din, exact, din fâșia, exact, Gaza. Păi a refuzat să le dea... Hamas a fost votat de către locuitorii din Gaza. Pentru, da, împotriva. De ce? Pentru că erau corupție endemică, da, a autorităților al Fatah și al autorității palestiniene de la Ramallah, și oamenii au votat, tineri în special, au votat, da, împotriva acestei corupții. Și se spune da, într-adevăr, că această corupție a fost până la urmă și considerată un fel de tacită înțelegere, la modul nu sunteți violenți, iar noi nu băgăm în seamă această corupție. Această corupție. În egală măsură, în Malul de Vest și Cisjordania sunt așezamente izraeliene foarte multe și mai departe de zona de frontieră actuală, da, a Israelului, ceea ce în condiții de conflict ar fi devastator, pentru că sunt vecinătăți foarte apropiate. Deci, din acest punct de vedere, contingentarea și împiedicarea răspândirii, în primul rând, are în vedere zona la care ne referim. Din această perspectivă, și Egiptul și Iordania sunt foarte atente, pentru că, la un moment dat, dacă și din Cisjordania începe un exod, presiunea pe frontieră ar fi enormă. Enormă și n-ar putea fi
Iar Iordania nu mai are nici spațiu, nici resursa de a mai putea primi și disponibilitatea. Exact. Mario Nando Varga, care este opinia ta? A deschis, repet, întrebarea, atenția mărită a armatei izraeliene, a aparatului de securitate izraelian, asupra eventualelor atacuri care ar veni din Cisjordania sau din Liban datorită Hezbollahului iranian, a deschis o oportunitate operațională pentru Hamas? Hai să începem o chestie. Atacul din care a început în 7 octombrie, da, este practic Hamasul a gândit cel puțin două etape. O primă etapă a fost și pentru care s-a pregătit 2 ani de zile, pe puțin, conform specialiștilor, acumularea de informații, pregătirea tactică, pregătirea trupelor respective. Deci o primă etapă de pătrundere, ceea ce au și făcut și i-a surprins și pe ei cât de succes au avut, cât de mare succes în teritoriul izraelian și ce intenționau în primul rând, deci să pătrundă, să ucidă oameni, să cucerească localitățile din jurul graniței, să elibereze de oameni, să-i ducă pe aceștia ostatici și să pătrundă cu armament în interiorul statului Israel. Ei au mizat pe multe... Și care e a doua etapă? A doua etapă mizau că toate țările arabe, domnule ministru, amintiți mai înainte, că țările arabe imediat se vor aduna în jurul acestei idei și vor ataca din toate părțile statul Israel. Se bazau pe o, cum să spun eu, pe o reinvigorare, să spunem așa, a războiului de Yom Kippur. Lucru care nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat la nivelul la care Hamas îl aștepta. În primul rând, unul din Hezbollah, cu mai mult sau mai puțin, totuși nu la nivelul la care se aștepta Hamasul, a atacat Israelul, schimburi de focuri la nivelul graniței. În ceea ce privește Cisjordania, ceea ce spuneai și tu. Deci, în primul rând, Hamasul a mizat pe... lipsa de încredere sau lipsa de concentrare a armatei izraeliene, conștientă de faptul, considerau ei că Israelul, Hamasul nu va ataca, nu are posibilitatea să atace Israelul la asemenea nivel. În schimb, ceea ce spera Hamasul, și anume atacurile din Cisjordania, nu au avut loc sau au fost anihilate de către armata izraeliană, care, conform ultimelor informații, ar fi fost susținută și primind informații de către autoritatea palestiniană, de la Ramallah, datorită, cum știm foarte bine, da, fiindcă, cum să spun, autoritatea palestiniană nu poate ierta Hamasului ce s-a întâmplat atunci când au câștigat războiul din fâșia Gaza, când au asasinat și au aruncat de pe acoperișuri pe membrii Fatah și au omorât familie. Deci Hamasul începe să plătească niște note. Mario, mai avem doar câteva minute și mai am atât de multe întrebări înainte de plecarea ta pentru tine. Ultima întrebare pentru tine. Mai avem doar câteva minute. Cei din tehnic mă anunță că ne apropiem de ora la care va trebui să părăsești emisiunea. Spune-mi, te rog, Mario Nando Varga, avansul tehnologic pe care Israelul îl avea în raport cu celebra graniță fortificată cu Gaza, da? S-a exploatat ideologic acel gard, da, plin de senzori și uite cum au intrat ei palestinienii, cum a intrat Hamasul ușor peste și a aruncat în aer acea graniță. Nu cumva acest avans tehnologic al Israelului a dat armatei izraeliene un fel de, să spunem așa, i-a făcut prea confortabil? Exact, ai perfectă dreptate. Nu au fost concentrați, efectiv, că, și nici pentru faptul că au gândit, domnule, suntem mult prea puternici și nu putem să, Hamasul nu va intra, nu va realiza acest lucru. Și vreau să închei cu un singur lucru. Opinia publică din Israel, da? Îți dau un exemplu. După cum se știe, frizerii, coafezele sunt cele mai bune surse de informații. Ca peste tot în lume. Nimic nu-i schimbat. Exact. Nu-i nou. Acum 2 zile am fost la frizerul meu. Nu e într-o zonă de lux, e un om normal, un israelian la 50 ceva de ani. Și mi-a zis un lucru care reprezintă practic ce discută cu ceilalți. Fratelor, la ora actuală nu avem nevoie deocamdată de comisii de anchetare să vedem cine este sau nu vinovat. După ce se va termina totul, nu avem nevoie din nou de procese pentru a vedea cine ce este vinovat.
Cel ce vrem noi... Netanyahu, iartă-mă că te întrerup, premierul Netanyahu a promis că va răspunde inclusiv el la întrebări după încheierea acestui război. Hai să așteptăm asta. Atâta promisiune avem la domnul Netanyahu, că nu știu ce va fi până la urmă. Așa. Dar altceva vreau să spun ce a spus el. Domnule, ceea ce trebuie făcut, cei care sunt responsabili, n-au de lucru decât un singur de făcut. Să se ducă la biroul lor, să scrie o scuză pentru ce au făcut, de ce au făcut și să-ți tragă un glonț în cap. Wow! Wow! E dură declarația. Foarte dură declarația și eu mă gândeam, domnule, când spune chestia, zic că îmi tai acum și barba și tot. Exact, da. Tipul era foarte, foarte pornit și mi-a spus ceea ce spun eu, nu ceea ce gândesc eu, ceea ce gândesc toți care vin la mine. Da, e cumva o ruptură între aparatul de securitate și armata, care este mândria statului Israel și poporul israelian. Da, oamenii nu mai au încredere, gata. Oamenii nu mai au încredere. După ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, nu mai au încredere. Nu mai au încredere în nimic. Care este prețul pe care îl va plăti? Și aici este ultima întrebare. 2 minute, Nando. 2 minute. Care este prețul pe care îl va plăti armata israeliană? Este prețul cumva invaziei în Gaza? Prețul în sânge pe nisipul plajelor din Gaza? Pentru a recâștiga încrederea poporului israelian? În primul rând, armata, spre deosebire de guvern, de reprezentanții guvern, de miniștri, a fost prima care a acționat imediat după ce s-a trezit din șoc și a început să acționeze. Dar acesta va fi prețul. Am o întrebare înainte să plecați. Atenție! Acesta va fi prețul. Da. Și vom urmări atent pentru că Mario Nando Varga va fi la noi în emisiune. Da, Sarniza. Nu e nicio problemă. Este adevărat că s-a făcut un sondaj și că doar 20% din israelieni sunt de acord cu intrarea Israelului în fâșia Gaza? Este o informație care mi-a venit din acea zonă și înțeleg că scrie presa din Israel. Eu nu am verificat această informație, dar poate o aveți dumneavoastră, pentru că înțeleg că se discută de acest lucru foarte un minut, intens. Un minut mai are. Eu nu știu despre acest sondaj. Nu știu despre acest sondaj. Și vreau să foarte mult să dați atenție la toate aceste informații care apar. Nu mi-a venit pe orice sursă, că altfel nu vă întrebam. Nu răspund de ce. Și doar câteva secunde. O importantă sursă media din România a ieșit cu o știre care s-a dobit un bluf total. Hamasul vrea să elibereze 50 sau 500, nu știu, 50 de... 100, parcă era 100, parcă era cifra de ostateci. Da. Poftim? Parcă era 100 sau 50. 100, ceva între 50 și 100. Nu că vrea, îi eliberează. Domnule, nu dai. Eu am ieșit imediat pe Anima News cu toate chestiile astea. Ei nici măcar nu preconizau, cereau acest lucru dacă primesc combustibil. Da. Noi n-am discutat despre subiectul ăsta al combustibilului. Poate o să discutăm data viitoare. Mario Nando Varga, mulțumesc pentru participare. Nu uitați, Mario Nando Varga este invitat permanent al dialogului lui Harman. Îl vom auzi pe întreaga durată acestui război. După aceea sper ca dialogurile lui Harman să te și aibă la noi fizic în studio, în România, la București, la Metropola TV. Mulțumesc pentru participare, Mario Nando Varga. Mulțumesc. Și țurăm sănătate, să aveți grijă de voi, să ai grijă de tine, să aibă grijă familia ta și să fie pace în Israel. Mulțumesc și numai gânduri bune. Shalom. Doamne ajută! Și ne întoarcem în studio. Se pare că Pănorica nu am mai prins-o, probabil că tehnic nu s-a mai putut. Domnule ministru, ne mutăm, rămânem în aceeași zonă, dar ne mutăm pe un subiect care mie personal îmi este drag și care ține, zic eu, este cheia întregii afaceri. Acordurile abrahamice. Această opțiune operațională a lui Hamas, să fim foarte clar, Hamas știa că va fi obliterat dacă va lăsa asemenea bestialitate să se întâmple. Știa foarte clar, armata izraeliană... Poate a provocat asta. Exact. Armata izraeliană a și publicat documente care le-au găsit pe cadavrele teroriștilor Hamas, în care erau scrise, atenție, indicațiile, cum să execute izraelieni, cum să-i tortureze și cum să-i desfigureze și cum să-și bate joc de cadavrele lor, știindu-se cultul morților pe care cultura iudaică îl are și curățenia pe care cultura iudaică o cere la o înmormântare a unui corp. Acordurile abrahamice sunt subiectul cel mai important și alături de Bahrain și Emiratele Arabe. Normalizarea relațiilor cu regatul Marocului. Exact.
nu fac parte din acordurile abrahamice, dar este, această normalizare, exact, este pe aceeași linie. Opțiunea, în afară de bestialitate, de duritate, de teroarea care, pe care Hamas și umilința pe care Hamas a aruncat-o asupra Israelului, nu a fost cumva și distrugerea procesului de normalizare a relațiilor între Israel și Arabia Saudită, care dacă s-ar fi realizat și prințul moștenitor MBS Mohammed bin Salman anunțase exact cu câteva zile înainte într-un interviu seminal la NBC sau la CBS, pardon, la CBS, că ne apropiem zi de zi cu trecerea fiecărei zile de o pace abrahamică între Riad și Ierusalim. Nu cumva acesta a fost de fapt obiectivul fundamental de a distruge acest proces? Și în opinia mea, categoric, da. Acesta a fost obiectivul fundamental, privind de la premizele pe care, evident, Iranul dorea să le blocheze prin aceste acorduri, cel puțin în legătură cu normalizarea relației între Arabia Saudită și Israelul. Practic, ce s-ar fi întâmplat? Arabia Saudită este în recesiune economică în acest moment datorită prețurilor scăzute la hidrocarburi. Motiv pentru care avea o înțelegere cu Israelul, ca după formalizarea acordurilor de normalizare a relațiilor, să se treacă la o investiție de tehnologie modernă a Israelului în Arabia Saudită, inclusiv în ceea ce privește programe de folosire a energiei nucleare în scopuri pașnice. Construiau centrale, era ceva foarte elaborat. În al doilea rând, era un semnal către Statele Unite, pentru că Arabia Saudită depinde clar, din punct de vedere securitar, de americani, iar americanii erau brokerii onești. La aceste înțelegeri. Doi, într-adevăr, cum bine ați menționat și cum s-a văzut după data de 7 octombrie printr-o reacție absolut deosebită a Bahrainului și a Emiratelor Arabe, aceste două state au acuzat Hamasul. Da, și au fost foarte reținute, exact, reținute. Și astăzi sunt foarte reținute în reacțiile lor față de răspunsul militar al Israelului la atacul terorist. Se discută, s-a discutat, mă rog, depinde de actualitate și de locul în care are loc o astfel de dezbatere, ca aceste cinci state care și-au normalizat deja relațiile cu Israelul să facă parte din proiectul de pace, armistițiu, mă rog, ce s-ar putea la un moment dat conveni. În egală măsură, Macron, când a vorbit despre coaliția internațională împotriva terorismului de tipul coaliției din 2001 după atacurile de la 11 septembrie, nu exclude ca și state arabe să participe la această coaliție. Deci, toate aceste elemente, după părerea mea, coincid cu ceea ce dumneavoastră ați menționat, pentru că și uitându-ne la ce s-a întâmplat în mod concret, Hamasul, de fapt, a generat un act antisemit. Ei i-au atacat pe israelieni pentru că erau evrei. Exact. Ei nu au atacat. A fost Israelul act de Shoah, atenție, de soluție finală nazistă. Exact. Deci o simbolică cât se poate. Ați vorbit despre Statele Unite, despre Arabia Saudită și despre Israel în aceeași ecuație. Cum vedem ecuația cealaltă? China, Arabia Saudită și Iran? Pentru că nu mai... Cred că în martie a apărut acea fotografie, China care se lăuda că intervine și că pentru prima dată se discută serios între o înțelegere între Arabia Saudită și Iran. China în acest moment constată că după criza ucraineană drumul mătăsii nu mai poate să treacă prin Crimea și după criza din Orientul Mijlociu drumul mătăsii nu mai poate să treacă prin Orientul Mijlociu. În al doilea rând, China, pe de o parte, evident că are un anume tip de satisfacție în condițiile în care America are două zone de criză, ce consumă potențial militar, politic, diplomatic, dar și oxigen politic intern. Dar situația din Indo-Pacific este mult, mult mai importantă. În al treilea rând, ne referim la situația Taiwanului și a întregului Chinei de Sud. Exact. Da, a insulor Paracelsus și a întregului complex de insule pe care China le consideră ca fiind teritoriul ei. Deci, după părerea mea, ca și Federația Rusă, vor încerca să maximizeze pe cât posibil problemele, complicațiile, vulnerabilitățile care s-ar duce spre Statele Unite, dar după părerea mea nu vor interveni în zonă de o manieră categorică.
Nici China, nici Federația Rusă, cum bine se știe, în Orientul Mijlociu, ca de altfel și americanii, nu doresc să pună boots on the ground, nu doresc să pună cizma pe teren, adică să vină cu forțe militare directe, ci un anume tip de conflict prin proxy. Iranul, vă spuneam, 2 milioane de barili de petrol pe zi, marea majoritate din această cantitate merge spre China. Deci nici Iranul nu va primi o poziționare categorică în defavoare din partea Chinei. Federația Rusă dorește să iasă din izolare. La ei distanța de manifestare este destul de limitată. În acest moment, când cu tot cinismul și oportunismul dialogului, în primul rând trebuie salvați oamenii care sunt ostateci, orice coridor de dialog, orice persoană care la un moment dat poate intermedia cât de cât o soluție ca acei oameni să scape cu viață, și aici Federația Rusă evident că știe să joace, este binevenit. Domnule ministru, o întrebare tehnică. Ați fost ministru de externe și ministrul al justiției, da? Să spunem că ați fi dumneavoastră negociator în acest caz. N-aveți impresia că Israelul lasă Qatarul să ocupe acest spațiu tocmai pentru ca Israelul să nu fie niciodată acuzat că a oprit răspunsul militar datorită ostatecilor? N-aveți impresia că este și un joc extraordinar israelian în care și orice eșec în acest caz va fi vina Qatarului și orice succes va fi vina Israelului? Politica în Israel este una extrem de complicată. Da, s-au amânat concluziile privind de ce n-a existat alerta timpurie. Da. Discutăm cât de puternic sunt serviciile israeliene. Da, da, da. Deci, asta e joc de copil dacă intrăm în discuțiile astea. În al doilea rând, sondajul spus de doamnă, îl știu și eu, într-adevăr. Deci pot să vă confirm. Și din câte mai știu un sondaj, Benjamin Netanyahu e la 70% neîncredere. Da, neîncredere, este. Da. Este într-o problemă, într-o gaură. Exact. Dar, deci, domnule ministru, haideți să încep, să vă dau ca profiler ultimele 10 minute ale emisiunii. Arabia Saudită. Pentru că pacea avrahamică cu Arabia Saudită, oameni buni, era de 1000 de ori mai importantă decât pacea cu Bahrain, acordurile avrahamice cu Bahrain și Emiratele Arabe. Sau normalizarea relațiilor cu al doilea mare regat musulman, Marocul. Ca să fim clari. Vorbim de orașul Neom, format din două cuvinte, grec și arab. The Line, îi se spune. Orașul linie. Prietenii mei din tehnic, uitați-l. Ce schimbă acest oraș de 170 de kilometri lungime, 500 de metri înălțime? Mută Jeddahul, mută toate porturile de la Marea Roșie. Acolo, pe două insulițe pe care Egiptul, la Marea Roșie, le-a dat în 2017, domnul ministru de externe, știți foarte bine, Parlamentul Egiptean a dat suveranitatea acestor două insule Arabiei Saudite. Știți ce mută? Mută Omanul, mută golful prin care trece petrolul american, mută absolut tot și face din Arabia Saudită noua China, noua putere a lumii arabe. Excluzând, și aici a fost probabil jocul fundamental în care China l-a înțeles și acum încearcă să rezolve situația, excluzând Iranul. Iranul prin Siria dorește să fie putere mediterană. Nu pentru că face față unui război cu Israel, oameni buni, ci pentru că dorește putere mediterană pentru a negocia cu Europa. Nu va mai fi. The Line, acest oraș pe care îl vedeți, care vi-l prezentăm. Domnule ministru, jocul aici este. Da. Realizați că din 175 de kilometri lungime sunt milioane de metri pătrați locuibili, 100 de kilometri vor fi porturi grânar și de resurse fosile. Acolo China, după culoarul special pe care și-l va face prin Mongolia, Mongolia chineză și apoi Mongolia suverană, și cu RSS-ul, acela va fi culoarul celebrului contract cel mai mare din istoria Rusiei, de vânzare anuală în valoare de 25 de miliarde de dolari, grâne și produse agricole Chinei, culoarul care îi va asigura depozitarea tuturor produselor trimise spre lume de economia chineză sau primite, importate din lume de economia chineză,
va fi în Arabia Saudită. Se mută jocul din Orientul Mijlociu. Care e opinia dumneavoastră? Ultimele 5 minute. Da, absolut de acord. Și mi-aș dori ca în judecățile de valoare naturale care se fac la noi în toate zonele de media, nu numai la noi, dar mi-aș dori la noi, să avem în vedere faptul că ne ducem foarte mult, din păcate, după fentă, cum să spun, adică a declarațiilor publice, a diversilor... Cum ați spus, a propagandei, a nivelor de propagandă. Ce ați arătat dumneavoastră ar merita cunoscut la nivel național, pentru că aceste proiecte sunt originea fie a confruntării, exact, exact, fie pilonii pentru viitoarea pace. Pentru exact, viitoarea pace. Despre aceste lucruri vorbim de fapt. De fapt, exact. Și atacul Hamas, de fapt, ca să distrugă relația normalizată între Israel și Arabia Saudită, atacul Iranului s-a făcut prin Hamas cu prețul a 1400 de izraelieni, de evrei măcelăriți, în baza acestei demențe antisemite. Palestinienii sau cei care protestează în întreaga lume, este dreptul lor, fără doar și poate. Dar, din păcate, nu despre este vorba. Nu despre este vorba. Ei sunt folosiți ca proxy. Ultimele 5 minute ale emisiunii, 5-6 minute, mi se spune, iarăși, dictatura publicității, ca întotdeauna, Sarmiza, ca întotdeauna, tu închizi emisiunea. Spune-mi un singur lucru. Când vezi The Line, când vezi acest pariu al regatului saudit, și cine e acolo? Pentru că asta este interesant. La Marea Roșie, cine este? Al-Qaba e la 200 de kilometri, oameni buni, de acest oraș. La 200 de kilometri. Israelul e la 200 de kilometri și aproape nu e niciun munte, e doar deșert. Se ajunge imediat. Și dacă îmi permiteți precizarea, vă rog. Al-Qaba e zonă de liber schimb. De liber schimb. Folosită de Iordania. Și de Iordania, exact. Și cine mai este? Este Egiptul. Iată de ce Egiptul nu vrea palestinieni în Sinai. Nu pentru că noi ar primi, ci pentru că i-ar crea o problemă fundamentală, ar transfera problema palestiniană, palestino-izraeliană, în interiorul Egiptului. În interiorul Egiptului, da. Eu o să am o ultimă intervenție și o să termin cum ai început tu. Mie mi se pare că suntem departe de pace, ceea ce este îngrijorător, și am văzut cum serviciile secrete totuși din Israel funcționează foarte bine, pentru că în ultima perioadă, după 7 octombrie, au tot eliminat o grămadă de lideri Hamas. Da, câte doi. I-a găsit cam peste tot. Asta e și mesajul Israelului. Vă găsim oriunde și în gaură de cer. Numai că îngrijorarea mea este următoarea. Eu nu cred că această organizație poate fi foarte ușor eliminată, pentru că vorbim despre o ideologie. Poți să omori o grămadă de... să elimini o grămadă de lideri, probabil că întotdeauna vor fi alții pregătiți să le ia locul. Și mă îngrijorează faptul că avem de-a face cu copii, din nou revin la povestea asta, copii antrenați și învățați, crescuți în această ideologie pe care nu știu cum o putem elimina. Oameni buni, cu aceste idei fundamentale, în două ore am încercat să vă prezentăm, n-am auzit nimic în cască, acum puteți zice. Noi am încercat să vă prezentăm adevăruri. Și ceea ce este și mai important, nu numai că am încercat să vă prezentăm adevăruri, dar am încercat să vă prezentăm și care sunt bazele viitorei păci. Suntem departe de pace. Un atac fundamental terorist antisemit, care a găsit soluția finală nazistă ca răspuns la un conflict de decenii între două popoare semite, soră și frate, între două popoare frate. Un astfel de atac barbar a avut loc pe 7 octombrie. Evreii aceia au fost asasinați pentru că erau evrei. Unul din membrii echipei Zaharov, cel care a creat bomba cu neutroni din Uniunea Sovietică, 82 de ani, ucis în bucătăria lui, era într-unul din kibuțurile din sud, mi se pare lângă orașul Sderod, lângă așezarea Sderod. Soția lui pregătea masa în grădina casei. Soția 80 de ani. Uciși, executați cu unglonte în cap. Copii răpiți. Atenție! Copii minori răpiți după ce părinții au fost asasinați. Aceste adevăruri trebuie să vi le spunem, și dialogurile lui Harman vă spun aceste adevăruri. Nu pentru a fi cu cineva sau împotriva cuiva, ci pentru a fi
numai pentru valorile umanității și pentru a înțelege că într-o linie de deșert a Arabiei Saudite se joacă marea schimbare a marelui flux comercial care a trecut până acum prin Oman și prin Urmuz. Și că prin terorism Iranul dorește să ocupe lumea arabă. Nu pentru că este popor arab. Iranul este popor pers, este non-arab. Ci pentru că lupta pentru putere și pentru resurse este cea care va decide secolul asiatic. Iar dacă vorbim de secolul asiatic și închid, și e bine să înțelegeți, nu știm încă dacă va fi secolul Chinei sau secolul Indiei. Al dumneavoastră H.D. Harman, Sarmiza Andronic, în studio Cristi Diaconescu, Cristi Andrei Diaconescu, fostul ministru de externe. Mulțumim celor doi excelenți invitați, Mario Nando Varga și de la Anima News Israel și Norica Nicolai, fost eurodeputat, membru al Parlamentului European și mare om politic român. Ne revedem vinerea viitoare, promisiune biblică, în fiecare vineri, dialogurile lui Harman pe Metropola TV.